Încă o dată, tot ce înțeleg, spun, e din experiență proprie și prin ce am trecut la fel. Dacă înțeleg unde sunt, e prin ce am trecut, iarăși, experiența proprie. Nu scai verzi de pe pereți, scai verzi de pe pereți în sensul de când faci legătura și momentul, moment, și e cumva, da? Încă nu e trecut experiența sau a trecut deja și n-ai fost pe fază, ceva de genul. Ce tot spui, ai spune concret la subiect, da? Ok. Acum o să se întâmple niște schimbări majore, drastice la fiecare, în familie, la servicii, în percepția și în realmul fiecăruia, realitatea fiecăruia, la toate nivelele, începând dinăuntru, transformările, ok, și cum înțelegi niște lucruri dinăuntru sau simți, înțelesul vine întâi din simțit, simți că te doare, că nu ții bine, că nu te simți bine în familie sau la servici, nu te simți cumva, nu te simți, da? Și se proiectează lucrul ăsta, adică distruge realitatea, iluzia care te-a înconjurat până acum, viața în care ai trăit, da? Transformările încep, bun. E de bine, e de bine, da, experiență personală, că îmi făceam griji, că am suferit ca un câine, știi, vorba, ok, și e minunat, nu-mi imaginez altfel dacă se întâmpla cumva, adică sunt multe cărări, dar, da, cât de cât e foarte bine, cât de cât, da, ok, acolo, asta ziceam, și te lași de realitatea ta, de job, de familie, de colegi, de prieteni, de tot, pentru că sare în altă realitate, nu te întreabă nimeni. Măi, dar eu că nu știu ce, că așa era la început, cu cineva mă înțelegeam, acum nu mă mai înțeleg. Da, pentru că ai sărit în altă realitate și omul e altfel. Tu cum nu mai ești ăla, aia cum ai fost, ai sărit în alt loc, da? Că te-ai început transformările dinăuntru. Nu știu, ești mai rău, ești mai bun, ești mai blând, ești mai, da? Sare în altă realitate, ești altfel. Și e dinăuntru, adică că eu vreau să nu știu ce, că eu nu mai merge așa. Sare în ruptura din realitatea unde a fost că eu am vrut nu știu cum și așa și a fost susținută colectiv cu că eu vreau, nu mai merge. E sufletul ce vrea. Și sufletul vrea opozit, total altceva, da? Și atunci, lumea pleacă de la servici, din senin, de la un servici foarte bine plătit, dintr-o familie foarte bună, foarte bine plătit, foarte bună, toate sunt iluzii colective susținute foarte puternic, și familia, și serviciul, și țara, ai să râzi, și țările, și locul, și tot, și pământul, da? E susținut colectiv și sari vibrațional mai sus, nu te întreabă nimeni și cumva la tot pasul o să te minunezi, uite cum a lucrat nu știu unde și a lăsat... Și a fost foarte bine plătit și cotat și lumea era nebunită și talentat și acolo, da? Și ai ieșit, ai plecat, nu că te rupe. Energetic ești rupt de acolo. Îngerașii tăi au grijă și tu zici, ce Dumnezeu mi se întâmplă, ce am făcut, că am meritat așa ceva să trec prin grozăvii, da? Și să nu știu din ce trăiesc mai departe. Nu, e săritura leului, săritura cuantică, ești susținut de îngeraș și ajutat. Nu te întreabă nimeni. E cumva din... întotdeauna și-a dorit sufletelul tău și-a dorit așa ceva. Și totul se întâmplă după cum își dorește sufletul fiecărui om. Și acolo sare vibrațional și începe, da, să lucreze, să aibă grijă, să transforme, să ajute la transformarea dinăuntru omul, fiecare om. Un fel de n-are de ales, știi? N-ai de ales și urci în vibrații și te zbați ca pește pe uscat.
dar e superb, e superb, experiență personală și nu-mi imaginez ce era dacă rămâneam în vibrațiile vechi și cu oamenii de atunci și cu lumea de atunci și cu și în viața de atunci. Nu-mi imaginez cum era. Acolo ești și fantastic. Prin coridor treci, prin coridorul întunecat acum karmic, ok, din 28, nu, din 25, din 25 a început, până pe 8, până pe 8 noiembrie, 25 octombrie, până pe 8 noiembrie, da, așa ceva. Chiar dacă nu e așa, că nu e așa, nu mai e nimic, da? Și ce spui, și coridorul karmic, și nu mai sunt, toate astea nu mai sunt, dar sunt niște programele vechi care trebuie închise, trebuie dizolvate, trebuie să... Nu ele se dizolvă, tu te dizolvi, tu trebuie să te dizolvi, da? Să urci în vibrații mai sus și nu mai ai treabă, nu te atinge niciun coridor și niciun tunel karmic, pentru că vibrezi, da? Te transformi, te luminezi, sare în altă... dar trebuie să băgate în seamă până aici, da? E un proces și accepți că e coridor karmic, accepți că se întâmplă, accepți că, da? Da, ești te deschizi și primești bumerangii cu inima deschisă și împăcată. O să se minuneze fiecare om la tot pasul. Mi-aduc aminte cum eu m-am minunat când am sărit în realitatea mea, care o fi ea, da? Că ea în fiecare clipă se dizolvă, se transformă, se odată cu mine, prin mine, așa. Acolo ești și asta o să se întâmple la tot pasul. Se fuge pământul de sub picioare. Înseamnă realitatea, da? Tu te dizolvi și realitatea nu are cu ce să se susțină, nu mai e. Se dărâmă, de-aia mergi pe stradă și vezi că, domnule, dar nu se termină construcțiile, dar nu se termină drumurile să se, da? Știu că acolo am sărit și ani în șir, unde nu plecam, tot drumuri în construcții, tot și se văicăra toată lumea. Sunt proiecțiile vechi care nu mai au finalizare, nu mai e, gata, nu mai e. Nu mai e. Un fel de tu vezi că se dizolvă, da? Ori tu te dizolvi, tu nu mai ești acolo. Tu ai susținut toată viața colectiv, niște proiecții colective, da? Cu drumuri, cu țări, cu nu știu ce, încă o dată acolo sunt. Nu e nimic, nu e nimeni, ești doar tu încă o dată, da? Cu lumea din jur și vibrațional urci mai sus, te dizolvi și tot mai puțină și mai puțină lume. Și pandemia n-a fost pandemie creată de cineva, concretă sau nu. E energetic, ți s-a arătat... da? Energetic, ți s-a arătat vibrațional, luminos, cam cine ești și unde ești. Clipele când ai ieșit să te plimbi și nu era nimeni și ai zis, cineva era speriat, vai, dar cum se poate, trebuie să fie lume, să stau la masă, să mă plimb, să mă duc la alea de afară, la măsuțe, să stau la o cafea, să admir lumea, să mă bucur, să mă salut, să, da? Și te-ai trezit singură pe străzi și eu eram înnebunit, mie mi-a plăcut la nebunii, nu știu de ce. Cred că eu sunt altfel un pic sau am sărit unde trebuia și atunci vezi altfel lucrurile. Și am zis, mamă, ce tare! Da? Așa ar fi frumos să fie, să nu te deranjeze nimeni, tu pe nimeni, să-ți vezi de proiecția lumii tale, superbă. Și sare în lumea unde susții așa ceva, liniștea și lumea ta compactă și de fapt nu era pandemie, da, bolile sunt care au fost, adică blocaje energetice și așa mai departe, lumea învață să se, da, își revine la, da, se transformă. Sare în realitatea, fiecare vibrațională o sare, în familie fiecare vibrațional, realitatea lui e, trebuie să înveți cu energie, n-ai ce face. Am mai zis, stăm la masă și unul zice unul, alta, se aud altfel, de aici sunt un fel de certuri, un fel de despărțiri în familie, că nu se înțelege om cu om,
Dar e simplu, e vibrațional, nu e vina nimănui, e frumos. Învățăm. La tot pasul sunt, eu când m-am trezit nu prea erau, acum sunt înregistrări pe YouTube, sunt cărți din gură în gură la om, da? Se spune, se aude, da? Domino din om la alt om și se deschide și înțelege, merge pe stradă și pică fis. A, asta despre asta, da, ok. Asta ziceam. Și ai fost susținută dinăuntru tău, de ghizii tăi dinăuntru și din afară. A fost, uite când a fost un echilibru total. Când n-a fost nimeni pe străzi, da? Și cu ce simțeai tu înăuntru. Înăuntru era, mamă, ce se întâmplă? Ce? Eu nu țin minte să mă fi speriat cu... Mi se părea ceva, nici nu există așa ceva, că e o iluzie. Eu atunci am simțit-o așa. De aia și mă comportam într-un fel, cumva, mi-aduc aminte. Foarte ciudat, dar acum înțeleg, nu era deloc ciudat, eram ghidată să mă comport ciudat, ca să mă rup din realitatea care nu mai era a mea, nu eram. Și nici nu eram acolo, eu țin minte, hău, țin minte. Zici că erai printre morți, te plimbai. Culmea e, tu erai de fapt moartă, da? Că săreai dintr-o lume în alta și noi moartea o vedem cumva ceva. Ori nu e, ori e. Cum sună viața, așa sună și moartea și invers. Și asta ziceam. Ce mult am vorbit. Ți se arată, de fapt, cum ești. Da? Ți arată ghizii lăuntrici și din afară ți-au arătat realitatea ta, cam asta e. Și de aici încep să îți transformi, îți construiești, reconstruiești realul, realitatea ta în care, unde vibrezi tu. Întâi vibrezi, da? Și după aia începe să se transforme ce trebuie să fie. Și e superb. Și suntem foarte bine unde suntem. Ești foarte bine. Fiecare e în lumea lui. Fiecare. Și ce vede în jur e ceva ce nu mai e, tu te dizolvi încă o dată, percepția schimbă. Tu te dizolvi. Tu nu mai ești văzută, tu nu mai ești de găsit. Cineva, dacă din amintirea ta te caută, din amintirea ta, cum sună, da? Dacă cineva te... Nu te găsește, nu te mai găsește, tu nu mai ești, se dizolvi, tu te dizolvi, da? Nu mai ești în... Ok, acolo.